Care a fost cel mai sânge rece, din punctul nostru de vedere, între marii fotbaliști ai României pe care i-ați cunoscut pe toți? Dobrin. Dobrin. De departe. Dobrin. Peste Dobrin. Mutu? Ah, Dobrin. Ca sânge rece mă refer. Ce vorbești, bă, fratele meu? Era... Nici nu-l interesa. Că e Real Madrid. Că... Nici nu-l interesa, bă. Venea cu la... 2-3 minute înainte de a începe meciul. Îl trezeau aia din somn. Hai bă că avem meci. Dumnezeu, mă, juca de rupea pământul, bă, frate. Îl scoteai din, îl sculai din somn, intra pe teren, era cel mai bun. Incredibil. Ce Dumnezeu. Ah, ce fotbalist a putut să fie, Dumnezeule. Doamne, Dumnezeu, cine l-a prins pe Dobrin, uitați-vă, bă, pe metru pătrat te dribla de te iurea. Dacă nu-ți da mingea... Băi, frate, am jucat odată în cupă la Vâlcea, eram fotbalist. Da. Și am jucat contra lui și era la steagul de cornele aici. Și eu eram fundaș. Și m-am dus pe care să-l iau cu totul. Totul. Înțelegi? Băi, mi-a săltat mingea în sus, fiată, n-am văzut în viața mea așa. A săltat mingea în sus, a sărit în sus și am trecut pe sub el, fii atent aici. Și când m-am ridicat, atunci a dat cu mingea în mine și a făcut corner. Incredibil, deci a scos și corner. Da, băi, ceva... Am început să râd și el a început. Caterin. Și mi-a zis, bă, am vrut în gură să ți-o pun, ca să o mușt. Bine, înțeleg că aveai și umor deosebit. Ba, bine, și am fost prieten cu el.